Fermierii amenință cu noi proteste, asta după ce, în opinia lor, revendicările nu le-au fost auzite. Agricultorii s-au adunat din nou în fața Parlamentului, unde au reamintit autorităților despre solicitările lor. Fermierii spun că protestele ar putea începe doar după încheierea lucrărilor în câmpuri. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare spune că depune eforturi pentru sprijinirea fermierilor și că au fost luate un șir de măsuri în comun cu guvernul pentru a susține antreprenorii afectați de intemperii. Agricultorii se plâng că nu văd niciun rezultat din tot ce le-a fost promis de autorități în urma discuțiilor despre modificarea legii care oferă posibilitatea suspendării plăților față de creditori pentru o perioadă de 6 luni. Noi nu înțelegem un lucru. De ce este între acest timp, de când am făcut acel protest în fața președinției și am venit cu solicitarea către președinte în ziua promulgării legii, noi nu am cerut nimic ieșirii din comun, în afară decât să fie pus pe pauză promulgarea legii și trimis înapoi la autor și în legislativ pentru a fi modificată. În sudul țării, cel mai mult au fost afectate 4 raioane. Dinu Tudos, un fermier din Cahul, spune că agricultorii au foarte multe datorii bancare, iar unii dintre aceștia au intrat în faliment. Deci Cahulul, Cantimirul, Vulcăneștiu și Taraclia, suntem 4 raioane care avem a 3-lea an de secetă, secetă severă, adică nu secetă așa parțială, dar chiar cu 90% afectarea culturilor. Deci vă dați seama că pentru noi 3 ani de secetă și cu așa imputuri, situația financiară e foarte gravă. La moment deja avem fermieri care, foarte mulți care sunt faliment. În acest an, seceta a afectat și agricultorii din centrul țării, reducând drastic recolta de grâu, porumb și floarea soarelui. Seceta din ultimii 3 ani nu ne mai permite la infinit ca să existăm pe resursele proprii. Profitabilul este zero. După cum știți, toate prețurile la inputuri, la motorină, la îngrășăminte, la tot sunt foarte scumpe. Agricultorii, la moment, din cauza că au fost și ploile care au durat câteva săptămâni, acum se află în câmp pentru a însămânța culturile de toamnă. Dar protestele nu au fost anulate. Ele vor fi dacă nu se vor lua acțiunile de a respecta acele promisiuni care au fost făcute de toți. În replică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că pentru agricultori a fost alocată suma de 100 de milioane de lei din bugetul de stat, destinată exclusiv compensării pierderilor provocate de seceta severă și arșiță. Totodată, Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite oferă Republicii Moldova 400 de tone de material semicer de grâu. Instituția amintește că fermierii afectați de intemperii au la dispoziție încă 8 zile pentru a prezenta certificatele de calamitate și pentru a discuta reeșalonarea datoriilor cu băncile și furnizorii de inputuri agricole. În același timp, potrivit unui comunicat de presă, ministrul de resort, Vladimir Bolea, a avut recent o întrevedere oficială cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informând-o personal despre situația din sectorul agricol din Republica Moldova și despre necesitatea sprijinului financiar extern.